Da, eu vreau să-i fac un apel public primarul, dacă tot sunt la Roman. Primarul e din Roman, Lucian Micu. Întrucât foarte mulți cetățeni din Roman îmi scriu și îmi semnalează situația precară și problemele mari pe care le întâmpină pe centura Romanului, că sunt, nu mai sunt gropi, sunt cratere unde, în care șup mașinile. Dacă administrația de la Roman, oamenii mari, oameni politici de la Roman, nu găsesc soluții să reabiliteze centura Romanului, îi invit să facă o hotărâre de Consiliul Local și să o predea Consiliului Județean Neamț. Iar eu mă angajez în fața romașcanilor că voi reabilita în termen de o lună de zile după ce am primit centura Romanului, voi reabilita centura Romanului. Așadar, în loc să stea pe la uși, pe la Iași, să încerce să vândă interesele județului Neamț, mari oameni politici ai Romanului ar trebui să găsească soluții pentru problemele lor de acasă, de la Roman, de aici. Și dacă nu găsesc soluții, eu, președintele Consiliului Județean Neamț, mă angajez să reabilitez centura Romanului în cel mai scurt timp, din momentul în care o voi primi în administrarea Consiliului Județean Neamț. Da, lucrurile acolo nu sunt foarte simple, totuși. Nu știu dacă mai e posibil, având în vedere că e un proces pe rol legat de... Păi abia e finalizat. Procesul de pe rol se are treaba lui cu administrația romașcană, dar ei pot da în administrarea județului centura Romanului și eu mă angajez să o reabilitez în termen de o lună. Eu le-am întins o mână romașcanilor, nu administrației romașcane de la Roman. Pentru că văd că ei nu știu să facă altceva decât să manipuleze și să mintă romașcanii. Așa cum am făcut și cu drumul de la OMV și l-am reabilitat, așa vreau să fac și cu centura Romanului, doar că, așa cum am spus, mari politicieni de la Roman, dacă n-au soluții, să vină la președintele Consiliului Județean, că le rezolv problemele.